Bine v-am găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Puterea Rugăciunii. Și astăzi îl avem invitat pe fratele Sami Caba, pastor la Biserica Râul Trezirii din Arad. Dânsul este cu noi pentru a doua emisiune succesiv și de data aceasta, în această înregistrare, o să-l provoc să ne împărtășească câte ceva din umblarea lui personală cu Domnul, din experiențele pe care le-a văzut, din experiențele la care a fost martor, să fie o încurajare și o provocare pentru toți cei care ne urmăriți. Frate Sami, bine v-am găsit, bine ați venit la această nouă ediție a emisiunii Puterea Rugăciunii. Am avut o înregistrare precedentă în care ne-ați împărtășit câte ceva despre ce Domnul v-a arătat pentru anul acesta în care suntem și ne-ați împărtășit câteva lucruri despre mișcările de rugăciune în care sunteți parte, măslinul și rugul aprins. Știu că în aceste ocazii ați avut prilejul să întâlniți mulți oameni care au fost atinși profund de Dumnezeu. Spuneați în emisiunea anterioară că ați avut multe vieți transformate, oameni care au trecut de la un nivel de credință la un alt nivel de credință, care au înțeles umblarea cu Dumnezeu într-un mod nou și care experimentează o viață din belșug acum cu Dumnezeu. Chiar provocarea pe care ați făcut-o în emisiunea trecută pentru noi creștinii, pentru anul acesta, este să umblăm pe înălțimile noastre, cum este scris în Habacuc, spuneați. Da. Vreau să vă rog ca în această ediție să ne dați câteva exemple de modul în care Dumnezeu a intervenit în viața unor oameni, în care Dumnezeu i-a atins prin rugăciunea fraților, prin slujirea, prin rugăciune, dar și cum viața lor s-a schimbat după aceea. Deci sunt foarte mulți oameni care sunt îngrijorați în ultimul timp în ce privește partea financiară. Și în general nu se prea predică la biserică despre finanțe. Și totuși noi am început un studiu la noi la Arad duminica dimineața despre binecuvântarea prin credință și am găsit că sunt peste 2000 de versete care vorbesc despre finanțe, despre binecuvântare. Și este o temă a Bibliei care trebuie tratată cum serios și cum trebuie, cum scrie. Și în primul rând, când văd o situație a unor oameni care ne contactează foarte mulți și vin foarte multe cereri de rugăciune în ce privește problema izbăvirilor financiare, descurajarea în care au căzut din cauza finanțelor. Și ceea ce facem, dăm soluții din cuvânt. Eu nu cred că nu există problemă în lumea asta să n-aibă cuvântul soluție înainte să apară problema. Și aducem cuvânt și cuvântul, credința vine în urma auzirii, auzirii cuvântului Dumnezeu, nu? Spune Roman. Și e foarte important să venim cu soluții din cuvânt. Mai mult decât bune și experiențele noastre, mărturiile sunt bune, dar ceea ce produce rezultate, ceea ce face ca lucrarea să se desfășoare conform ceea ce spune Dumnezeu este cuvântul, este și ceea ce spune cuvântul. Și încercăm să le spunem. La Psalmul 23, Domnul este păstorul meu, nu vă duce lipsă de nimic. Așa mai departe, cei ce se încred în Domnul, nu lipsă de niciun bine. Așa mai departe, căutați împărăția și toate lucrurile vă se dă pe deasupra. Principiul dărniciei din Corinteni 9, de la 6 la 8, ce semănăm, cum semănăm, cu bucurie, când ne iubește Dumnezeu și Dumnezeu ne poartă de grijă în toate. Da. Așa mai departe. Și spunem versetele cu privire la ce vorbește Dumnezeu cu privire la starea financiară a noastră, a credinciosului, și auzim foarte multe mărturii. Am o mărturie în direcția aceasta, o persoană care spunea, frate Sami, la început m-am auzit și am privit suspicios cu privire la faptul că vorbiți despre finanțe și n-am știut că sunt astfel de versete care vorbesc despre finanțe și l-am pus pe Dumnezeu la încercare și am început să cred ceea ce spune cuvântul. Și am primit o binecuvântare, am primit un telefon de la cineva din Spania care mi-a spus, uite, vreau să te binecuvintez, să-ți continui mansarda, să-ți termini mansarda la casă. Am multe mărturii în direcția aceasta. Noi trebuie să înțelegem că noi nu suntem potriviți în haina de cerșetori. Noi nu mai suntem, nu putem să ne potrivim în haina de cerșetori. Noi suntem fii, noi suntem copiii lui Dumnezeu și copiii lui Dumnezeu nu cerșesc. Copiii lui Dumnezeu umblă potrivit cu bogăția lui în slavă. Așa și de aceea noi nu suntem, noi nu trebuie să fim afectați de criză, nu trebuie să fim afectați de ceea ce face împărăția întunericului. Noi trebuie să umblăm în lumina cuvântului și să
să trăim încredințați bine că ceea ce spune cuvântul este real pentru noi ca și copii al Dumnezeu. A doua mărturie este în domeniul vindecării. O persoană, adică o familie, soi soție, ne-au vizitat la Arad într-o seară și au spus că doctorul era la a patra lună, dacă mă duc aminte, este chiar din Timișoara familia aceasta, și spunea este în a patra lună, dacă greșesc la date o să poată să mă coleteze familia. M-a sunat soțul anul trecut, soțul acestei mame care a fost însărcinată luna a patra, și spunea că doctorul a dat un pronostic că copilul se va naște cu sindromul Down. Și a venit, bineînțeles, într-o stare de aproape de depresie, pot să vă spun. Și ce am făcut? Le-am spus cuvântul. Ce spune cuvântul cu privire la realitatea care noi trebuie să trăim, realitatea cuvântului. Ce spun doctorii e real, dar e o informare. Așa este. Și realitatea este ce spune cuvântul. Și am început să spunem cuvântul, a crezut cuvântul, a urmat, pentru că mi-a spus la telefon persoana aceasta, bărbatul acesta, a mai fost la doctorul mai târziu, 2-3 luni, și același pronostic. Și el a luat o hotărâre și a spus doctorului, eu sunt copilul Domnului și soția mea la fel și eu cred ce spune cuvântul. Mi-a spus un pastor cuvântul ce spune cu privire la copilul nostru, că se va naște sănătos, așa vrea Domnul și așa spune cuvântul și mai departe și am dat versetele din 1 Petru 2:24, toate versetele care vorbesc despre vindecare, le-a crezut. Și îmi spune bărbatul acesta, să știți că avem, cred că, o fetiță de 4 luni vioaie, sănătoasă și fără nicio problemă. Dar totodată spunea că avea o cunoștință care a urmat același doctor, aceleași întâlniri, care a avut aceeași problemă și s-a născut cu sindromul Down. Ce face diferența este credința și urmarea cuvântului rostit să crezi. Noi ne rugăm de multe ori și nu vedem împlinindu-se rugăciunea noastră. Pentru că este rugăciune care este goală, este lipsită de credință. Eu cred și de aceea vorbesc. 2 Corinteni 4:13 spune, pentru că avem același de credință. Noi credem și de aceea vorbim. Adică eu nu vorbesc să mă aflu în treabă, eu nu mă rog ca să mă aflu în treabă. Și în special vă spun când ne rugăm pentru bolnavi. Eu am așteptare, eu am așteptarea credinței din Duhul meu, ca odată ce mă rog conform cuvântului Dumnezeu, nu eu, Sami, ce cuvântul va produce rezultate și va fi urmat de ceea ce spune cuvântul că este viu și lucrător. Spuneați de domeniul financiar că sunt foarte mulți provocați. Într-adevăr, acum sunt vremuri grele pentru cei din lume, dar copiii împărăției lui Dumnezeu trăiesc conform mecanismelor economiei împărăției lui Dumnezeu, nu conform mecanismelor economice aceasta, financiare din lumea aceasta, care sunt clar sub controlul lui Mamona. Sunt două sisteme diferite și înțelegerea aceasta trebuie să devină o realitate pentru copiii împărăției. Da. Chiar dacă, eu știu, ne mișcăm în același sistem să zic fiscal, legislativ, ca și toată lumea în țara noastră, că ne supunem legilor țării, dar principiile împărăției lui Dumnezeu funcționează sfidând, sau cum să zic, sfidând, împotriva curentului. Deci dacă economia unei țări merge spre din greu în mai greu, copiii împărăției lui Dumnezeu pot să experimenteze și trebuie să experimenteze o viață de trăire în sensul de a nu duce lipsă de niciun bine, așa cum este scris. Voia lui Dumnezeu asta este. Voia lui Dumnezeu asta este pentru noi și nu să, cum ați spus, să ne cerșim pâinea. Sărăcia este un blestem, să înțeleagă asta. Este o problemă cu foarte mulți care au intrat în datorii. Da. Din lipsă de veghere și din lipsă de înțelepciune, din lipsă de cunoașterea cuvântului. Și acum sunt la Marea Nanghie. Pentru aceștia, ce sfat ați avea și care ar fi îndemnul pe care le-ați da? 1 Ioan 2:27 spune, noi am primit ungerea Celui Sfânt care ne învață toate lucrurile. Ungerea nu te învață altceva decât ce spune cuvântul. Deci ungerea Duhului Sfânt, despre asta este vorba, nu prezintă alte soluții și alte cărți analiștilor economici, ci prezintă ce spune cuvântul cu privire la fiecare problemă. Și există soluții în cuvânt cu privire la finanțe, la cum trebuie să trăim, cum e viața noastră. În general, situațiile acestea se întâmplă din cauza că nu trăiesc oamenii sub călăuzirea lui Dumnezeu și iau decizii pripite din cauza firii și din cauza
pur și simplu aloare, ia în control propria situație și nu lasă pe Dumnezeu să fie în control. Eu cred că noi ca și copii al Dumnezeu avem un tată și trebuie să înțelegem că noi funcționăm după principiile tatălui. Tata face regula în casă și regula este ce spune cuvântul cu privire la fiecare situație financiară și oamenii aceștia care intră într-o situație de genul acesta trebuie să se pocăiască, să stea înaintea Domnului, să se pocăiască că au luat ei controlul, au luat ei decizia de a nu mai dărui cu bucurie, de a fi un depozit și nu un canal. Pentru că eu cred că copilul nu trebuie să fie un canal, primește la Domnul și dă mai departe. Așa îi funcționează în împărăție. Da. Că s-au pus chezași, poate, că și-au pus garanții pe casă, pe nu știu ce, luând împrumuturi excesive. Da. Voia Dumnezeu, eu nu cred în trăirea prin datorii. Deci nu este un principiu al împărăției lui Dumnezeu. Deci vă dau un exemplu. Deci eu locuiesc acum într-o locuință ANL de la stat primită de la primărie și puteam să iau, după salariul care l-am, puteam să iau de la bancă credit să pot să construiesc o casă. Da. Nu-s chiar împotriva celor care fac lucrul acesta, că este un sistem care îți plătești casa, dar nici măcar la nivelul ăsta n-am vrut, împreună cu soția mea hotărâ, nu, Domnul mă va binecuvânta, potrivit cu bogăția lui în slavă, și încep cu ce pot, cu am banii de teren, bun, încep și încep să construiesc și încep să fac. Pentru că eu nu vreau să fiu robul nimănui, nici a băncii, nici a nimănui. Eu sunt robul Domnului și este diferența. Asta este un principiu foarte sănătos, mai ales în vremurile acestea extrem de nesigure în care trăim și în care, practic, cei care își pun încrederea în bănci, în sisteme de finanțare, în viitorul locului lor de muncă, s-ar putea să aibă surprize mari, așa că sfatul este să fim oameni înțelepți că atunci când începem să zidim, să zidim o casă, să sigur că Dumnezeu nu e motiva să ai o locuință, așa, dar totul e să faci cu înțelepciune și la călăuzirea Duhului Sfânt, când Domnul îți va da surprize, dar totul este să umbli prin credință, să nu umbli prin vedere, să nu umbli după sistemul lumii acesteia. Modelul sau tiparul este acum, iei credit, faci împrumut mare la bancă și îți cumperi casă și apoi câți nu sunt cei care și-au pierdut casele, pentru că nu au mai putut să țină ritmul plăților. Deci, spuneați de pocăință în situația asta. Este o formă în care Dumnezeu restaurează viața cuiva care a trecut printr-o astfel de vale. Poate nu neapărat dându-i casa înapoi sau dându-i lucrul pe care l-a pierdut, dar îl poate restaura spiritual, îl poate restaura în alt fel, în alt context. Dumnezeu nu este surd niciodată la o rugăciune de pocăință. Dumnezeu totdeauna răspunde la o rugăciune de pocăință. Și cred că acesta ar fi primul. Și chiar îi dă casă, nu, sau altă casă. Deci am văzut alte multe case, mărturii. Da. Deci, spuneți în sensul despre ceva. Noi vorbim foarte mult la noi în biserică despre, pentru că, eu, despre finanțe, pentru că le-am spus oamenilor. Eu sunt foarte sincer cu voi. Eu vreau ca voi să fiți binecuvântați. Și de aceea vă spun lucrurile acestea, care poate nu le-au zis în altă parte. Și sunt soluții biblice cu privire la administrarea financiară și așa mai departe. Și, motivația mea este ca oamenii să fie binecuvântați, să nu fie stresați, să nu fie sub temeri și sub stările astea, pentru că nu pot să fie productiv în împărăție când sunt sub stres. Și cum, acum, ce este important este acum vă spun, sunt lucruri care n-au de-a face cu logica umană. Deci există o persoană la noi în biserică, a fost o persoană care a început să practice zeceala, dărnicia, cu bucurie și a avut un credit în bancă când a cumpărat mașina de vreo 200 ceva de milioane și a venit o persoană care nu era credincioasă și l-a plătit fără să-mi trebuie nimic. Viața ei, deci nu a fost o persoană darnică, dar a venit și l-a plătit. Vă dau mărturii, eu de când am început și m-am mutat în Arad, deci pot să vă dau mărturii, în fiecare săptămână am văzut mâna lui Dumnezeu. Am locuit o persoană într-un apartament când am căsătorit și Domnul m-a luat locuință nouă. Într-o seară de rugăciune stăteam și Domnul mi-a spus, în 3 luni jumate te vei muta într-o locuință nouă. Și le-am pătășit celorlalte rugăciune ce mi-a vorbit Domnul. Am urmat mesajul ăsta, acesta credinței, am dăruit cu bucurie și l-am lăsat pe el să fie stăpân peste finanțele mele. Și în 3 luni jumate, după 2 luni am aflat de programul acesta ANL,
Și în 3 luni jumate am primit locuință, chiar dacă au fost 1000 de cereri pe 90 și ceva de locuri. Și am primit locuință, am intrat în locuință, când am intrat, am zis, Doamne, n-am mobilă. Și Domnul mi-a vorbit, cere-o, credință, și în 3 zile am primit un telefon, spunea, îți dau 2000 și ceva, nu mai știu ce era, euro sau mărți atunci, să îți cumperi mobilă. Mi-a și spus persoana aia. Da. Eu când am o nevoie, nu spun oamenilor, când am o nevoie, spun lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vorbește oamenilor. Asta e diferența dintre cei care, lideri religioși, care de multe ori poate greșesc și poate manipulează, pot să spun, când vorbesc despre nevoile și finanțelor. Eu nu vorbesc cu oamenilor, eu vorbesc lui Dumnezeu și eu mă rog lui Dumnezeu și Dumnezeu vorbește oamenilor. Asta e o lecție pe care o știm și noi în Alfa Omega, așa facem. Vorbim Domnului și în fond asta este umblarea prin credință și este extraordinar de frumos, pentru că Dumnezeu niciodată ne-a lăsat descoperiți. Chiar dacă am avut poate momente dificile de test al credinței, de uneori sincer, cu inima puțin mai strânsă, dar Domnul nu ne-a lăsat niciodată descoperiți. Totdeauna și este frumos, după aceea tot timpul vă gândiți că depindeți de El și... Și credința noastră a crescut foarte mult, văzându-L pe Dumnezeu cum a lucrat și în continuare să te hotărâți să mergem mai departe tot așa. Frate Sami, mulțumim tare mult pentru lucrurile acestea. Cred că au fost răspunsuri pentru mulți care ne urmăresc. Dar mai aveți o experiență extraordinară în viața personală, un dar minunat de la Domnul pe care l-ați primit în urmă cu un an, aproape, o fiică pe care ați primit-o prin credință, în urma rugăciunii. Spuneți-ne câte ceva despre acest moment deosebit în viața dumneavoastră și al soției dumneavoastră și apoi să urmărim și înregistrarea mărturiei soției dumneavoastră făcută public în astăvară la Rugul Aprins. Ne-am căsătorit în 3 august 2002 și ne doream foarte mult copii. Multă vreme am căutat tot felul de soluții, am mers la tot felul de medici specialiști, până la un moment dat când Domnul ne-a vorbit personal soției mele și a fost o confirmare după aceea prin doi oameni al lui Dumnezeu care a spus același mesaj, că asta se întâmplă în urmă cu mai bine de 2 ani, că la anul pe vremea aceasta vei avea un copil. Ce s-a întâmplat? Am părtășit cu mine această experiență, soția mea, și am început să ne rugăm și să mulțumim Domnului pentru că ne-a ascultat. N-am pus sub semnul întrebării că asta e numai o promisiune, asta e numai o profeție, nu? Asta e realitatea care va fi. Da. În sensul acesta, înainte de a rămâne însărcinată, mă duc aminte de soția mea, la începutul anului, a pregătit camera pentru copil. Și am întrebat, Ramona, ești însărcinată? Nu. Păi da, Domnul ne-a vorbit cadoul acesta. Și atunci pregătim deja camera. Câteva luni mai târziu eram la un trainer Rugul Aprins la Archiș Bârzești, în urmă cu vreo 2 ani de zile și vine fuga de la Arad și îmi spune, trebuie să spun o veste importantă, sunt însărcinată. Am o lună de zile. Sunt sărcinată și exact cum mi-a spus Domnul în luna iunie, exact atunci a rămas sărcinată, mi-a povestit exact și am intervenit, bineînțeles, iarăși luptele. Păi da, nu te bucura, că după o lună poți să pierzi sarcina, după 2 luni, poate copilul se naște, nu știu. Am fost surd la astfel de cuvinte și n-am auzit numai cuvântul Domnului. Este un dar de la Domnul, o promisiune, prin credință, am primit-o, am mulțumit Domnului pentru ea. S-a născut aici la Timișoara, în 17 minute a durat nașterea. Soția a spus, ne-am rugat pentru asta, pentru că eu cred că Domnul Iisus ne-a izbăvit de sub blestemul suferinței și soția a spus, măi, da, mai mult m-au speriat alte mame că spunea că ce greu se naște. Deci a fost o naștere foarte ușoară. Acum, în 20 februarie anul acesta, Felița împlinește un an de zile. Hana Beatriz Roxandra, o binecuvântare pentru noi și o mărturie că Domnul ascultă rugăciunea. Da, este o mărturie extraordinară și cred că contează și faptul că v-ați rugat pentru o naștere ușoară pentru soția dumneavoastră. Da. Poate că mulți dintre creștini, viitor părinți, nu s-au gândit să se roage în felul acesta. Sunt provocări noi care au venit prin această stare de vorbă sarcina cu dumneavoastră. Ușoară. Da. Sunt câteva persoane pe care le cunosc care așteaptă copilași și cred că este un motiv bun de rugăciune ce ați spus acum, să fie totul sub protecția Domnului și
nașterea totul se descurgă fără dureri prea mari și rapid. Foarte rapid, vă spun, duminica seara, înainte de naștere, 19 februarie, în urmă cu 2 ani de zile, ea a condus închinarea în biserică, soția mea. Da. Și la 12 au început contracțiile și în câteva ore mai târziu a născut. Uh-huh. Deci cam așa a fost. Da, este într-adevăr o... Binecuvântarea Domnului se manifestă și în astfel de situații. Și, încă o dată, asta Dumnezeu vrea să arate diferența între cei care cred, care umblă cu El, și cei care poate cred pe jumătate sau chiar nu cred deloc. Deci e așa de important totuși să ne aliniem la cuvântul lui Dumnezeu, amin, să credem, amin, ce Dumnezeu, da, ne spune în cuvânt. Și să credem că ce El ne promite, El împlinește. El are toată puterea să împlinească, amin, ce ne promite. Mult ați vorbit de cuvânt profetic, de revelație profetică. Știu că primiți la Domnul înștiințări, gânduri și așa să-i încurajați pe telespectatorii care ne urmăresc. Noi toți putem auzi vocea lui Dumnezeu acum și așa de important. Da. V-ați rugat pentru asta? Cum ați ajuns la această relație cu Domnul așa de apropiată, așa de strânsă? În momentul când renunțăm la am mai muncit să gândim și să ieșim din sfera asta noastră a lumii cotidiene și stăm la dispoziția Domnului, în momentul acela El ne vorbește. Și este, de fapt, un limbaj al Duhului. De aceea noi trebuie să fim în Duhul, pentru că și Apostolul Ioan a fost în Duhul când, nu știu cât timp a fost pe insula Patmos, poate a fost nu știu câtă vreme și Domnul tot vrea să-i vorbească, să-i descopere lucrurile acestea, dar la un moment dat El și-a dat seama, trebuie să fiu în Duhul ca să vorbesc, că Dumnezeu e Duh. Și este o stare în care noi alegem să fim călăuziți de Duhul și de a umbla în Duhul. Și în momentul când umbli în Duhul și de a fi atent în Duhul tău, care este adevărata ta identitate, în momentul acela Dumnezeu interacționează cu tine și îți vorbește și vorbește continuu. Acum, într-adevăr, cu timpul deja se discerne foarte ușor și chiar dacă nu ești în starea aceea în care e o stare de liniște și o stare de retrasă, deja de un timp, deja când cunoști vocea păstorului și când cunoști vocea Duhului, deja ești mult mai sensibil, la mult mai sensibil și e mai ușor, da, să discerni. Dar este, în mod special, e o alegere de a păși, pur și simplu, de a intra din punctul A în punctul B. Deci de a păși din starea de stres cotidian, să zic așa. De a fi rațional și de a fi în control. Aștepta. Și întotdeauna ce e important este că Duhul niciodată nu contradice cuvântul lui Dumnezeu. Eu încurajez pe toți cei care vor să audă de la Domnul, să aibă o relație bună cu cuvântul lui Dumnezeu și după aceea să aștepte să audă de la Domnul, pentru că Duhul ce va face, va descoperi lucrurile adânci a cuvântului și va prezenta pe Tatăl și pe Fiul prin cuvânt și va confirma cuvântul. Duhul niciodată nu contrazice cuvântul. Așa asta e foarte important. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Și eu mulțumesc pentru invitație. A fost o emisiune, cred că, interesantă pentru mulți care ne vor urmări. Acum o să încheiem prin a lăsa această înregistrare cu mărturia soției dumneavoastră de la Rugul Aprins, în care este, pur și simplu poartă trofeul biruinței în brațe pe fica dumneavoastră și este o mărturie foarte puternică pentru foarte multe mame sau familii care așteaptă binecuvântarea asta de la Domnul și poate că au stat cu îndoială sau cu teamă, o expectativă cumva, ca Domnul să facă ceva și Dumnezeu arată, de fapt, care e procedura Lui de lucru în astfel de situații. Vă mulțumesc pentru participarea în emisiune și, dragi telespectatori, vă las acum cu această înregistrare de la mărturia soarei noastre despre modul în care Dumnezeu a binecuvântat familia Caba Sami și în continuare vă doresc o săptămână binecuvântată până la o nouă ediție a emisiunii Puterea Rugăciunii. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Domnul Iisus să vă binecuvânteze! Ieri am împlinit 10 ani de căsnicie și mulțumim! În primii 9 ani vă mulțumim frumos! Și 9 ani de zile nu am avut copii, deși iubeam copiii atât de mult, nu am avut copii.
Am umblat la doctori crezând că vreunul dintre noi ar avea o problemă, dar toate analizele au ieșit perfecte la amândoi. M-am gândit, dacă analizele sunt bune și la mine și la soțul, atunci doar un singur lucru mai poate funcționa, credința. Și îmi amintesc, în anul 2010, am fost la o conferință de laudă și închinare la Biserica Agape în Timișoara și stăteam înaintea Domnului și mă rugam. Și când am deschis ochii în timpul cântării, am văzut cum o mână s-a coborât din ceruri și a scris pe perete: 2011, un dar de la Dumnezeu pentru tine, vei avea un copil. Și chiar am spus surorilor care stăteau lângă mine, era Mirela și Lidia, ele poate să spună, să adeverească că ceea ce susțin eu este așa. Și m-am întors spre ele și am spus: anul viitor, în 2011, voi avea un copil. Și am început să pregătesc camera pentru bebelaș, am început să dăm comandă la pătuți, să cumpărăm unele hăinuțe. Și mă întrebau surorile din biserică: ești însărcinată? Spuneam: da, sunt, dar nu eram. Și am început să proclam, am început să mărturisesc. Și în fiecare seară soțul venea la mine și îmi punea mâna pe burtică și proclama: în numele lui Iisus proclam viață, în numele lui Iisus proclam să fii roditor, să te deschizi. Și vorbeam pântecelui și spuneam: pântece, deschide-te în numele lui Hristos. Și în 2011, iunie, ultima zi din iunie, țin minte toată viața, a fost cea mai fericită zi a vieții mele, când am fugit la farmacie, am uitat că era ultima zi, m-am luat cu treburi și am uitat că era ultima zi din iunie și am zis: Doamne, cuvântul Tău este da și amin, eu Te cred pe cuvânt. Și în 30 iunie am fugit la farmacie, mi-am luat teste, 3 teste mi-am luat de sarcină și când am văzut că sunt însărcinată, primul lucru, am căzut pe genunchi și am mulțumit lui Dumnezeu și L-am lăudat. Soțul era plecat la Rugul Aprins în județul Arad, la Archeș-Borzești, și vreau să-i dau această mărturie minunată, nu prin telefon, ci vreau față în față. Și așa de tare am condus că m-a prins un radar, a fost primul radar al vieții mele, dar cu atâta bucurie am plătit acei bani și am fost foarte fericită și am zis domnului polițai: poftim banii, vă dau și mai mult, că sunt atât de fericită. Abia după 9 ani de zile am rămas însărcinată și mă grăbesc că vreau să-i dau cea mai grozavă veste din viața mea soțului. Și țin minte că eram într-un loc ca și acesta, împreună cu frați, cu surori, ca și dumneavoastră, și s-au bucurat împreună cu noi. Și vreau să vă încurajez, dacă din punct de vedere omenesc lucrurile nu se întâmplă în viața dumneavoastră, nu uitați, credința e singura care funcționează și faceți pași ai credinței și proclamați și folosiți cuvântul lui Dumnezeu plin de încredere și plin de putere. Și uitați, ca dovadă am adus aici pe fetița noastră, Hana, care e cea mai mare binecuvântare a vieții noastre. Vă mulțumim frumos, Domnul să vă binecuvinteze. Și pastorul Abel, ca să susțină ceea ce Domnul mi-a vorbit mie în mod personal, după ce Dumnezeu mi-a arătase cu acea mână care s-a coborât din cer că voi rămâne însărcinată, au venit și confirmările. Mi-amintesc chiar la aceeași conferință, la 15 minute după ce Dumnezeu mi-a vorbit în mod personal, a venit fratele Vali Rogoveanu, dacă știți, de la Cuvântul Vieții din București, și a spus: așa vorbește Domnul femeie, la anul pe vremea aceasta vei avea un copil. Și a venit și levitul Sani Trancă și a confirmat. După care o lună mai târziu a venit și pastorul Abel, fără să știe unul de celălalt, și au venit confirmările una după cealaltă și a spus: la anul pe vremea asta vei avea un copil. Și ne bucurăm pentru fetița noastră. Domnul să vă binecuvinteze. Și închei susținând ceea ce fratele Florin Dan a spus. De multe ori noi căutăm să alergăm la proroci și fugim după prorocii, dar cea mai mare dovadă a maturității este atunci când Dumnezeu îți vorbește ție în mod personal. Și pentru mine a fost o bucurie că prima dată Dumnezeu mi-a vorbit mie personal că voi avea un copil și confirmările prin proroci, prin oamenii lui Dumnezeu au urmat. Domnul să vă binecuvânteze, vă mulțumesc că m-ați ascultat.